chemată lume, dintr-o excursiune a fost o minune. Bun găsit! Și vreau a vă spune cum s-a petrecut de la început. Toată lumea tropa, așa e la mod acum. Vrea voiaj în Europa, cu ciuceanco, hai și tu. Am cerut la agenție, vreau la Londra sau Berlin. Însă când mi-au spus cât costă, am simțit că o să leșin. Zice funcționarul: am ceva mai ieftin, așa ca pentru artiști. Da, dar eu vreau să merg în vest. Păi în vest, coana ta, Maro, în vest, la Istanbul. Da? Păi dacă zici mai ta că Istanbulul e în vest, merg. Am strâns pensie după pensie, mi-am lăsat soțul în suspensie. Facă cine-o vrea menajul, că eu mi-am făcut bagajul. Dar când se iau, dar când se iau autocarul, văd lume buluc, cum să mă mai urc. Cum de-au intrat și atâtea geamantani, e un mister. Și atunci am stat în brațe la domnul șofer. Vine vameșul la mine, cucu, cucu. Scoate tot ce ai la tine, cucu, cucu. N-am nicio geamantani, cucu, cucu. Scoate și nu pe fațoane, cucu, cucu. Uite o mie de flanele, cucu. Astea sunt rufele mele. Aerul menți în vaselină. Basmă tâne că-s creștină. Și m-au zumulit așa, dar tot mi-a rămas ceva. Salam aleikum, uite-ne la turci acum. Au sujuc și baclavare, însă toate pe parare. Dă dolari mata, n-arele leacă ți-a dat. Banii n-aduc fericirea, și-am convocat omenirea. Fraților turci, luați urgent și rapid, ce n-a văzut Bayazid. O, mama, ce bine că-am venit. O, mama, că m-am îmbogățit. O, mama, sunt milionară și când am să ajung acasă, am să merg de-a doua zi la balul filantropilor, eu și Cristin Valmi. Istanbul fost Constantinopole, are polițiști ca-n metropole. Când mi-au pus ei blând întrebările, m-au trecut zău toate sudorile. Istanbul fost Constantinopole, închisor are ca-n metropole. Dar turcești sunt totuși bacșișurile, ei dacă dai, mai scapi. Și m-au zulit așa, dar tot mi-a rămas ceva. Hai să vizitezi Istanbulul, sunt turistă, măi copii. Nu se face să trachiulul și să nu văd top capii. Sau de pildă o moschee, Sfânta Sofia măcar. Dar venind altă idee, m-a tras dracul la bazar. Uite măcele, casete ușoare cu rotomane, uite. Uite ce țoare de-alea mortale, blugi și papale, geacă de zale, uite. Marfă de-asta foarte rar, de la firmele turcești, se mai vinde doar în gară, chiar la noi la București. După trei zile în bazar, Mustafa m-a poftit la el la bar. Mustafa m-a servit cu o musaca. Mustafa 7 pensii am dat pe ea. Mustafa o fetiță cu ișnic, ce-a ce bani mic. Mi-a dansat după dibic, din obilic. Mustafa
oaie dulci îngerești. O baiadelă, de unde vii, cine ești? Ești fata lui sau a lui Ibrahim? Sunt a lui Bogu din Bolintim. Fetițe dulci din București, la Istanbul poți să găsești. Precum vedeți, cu un mic efort, avem produse de export. Și echilibrăm la socoteală balanța noastră comercială. Și astfel cum fetițe dulci i-am ocupat și noi pe turci. Cu geamantanul după mine și achiziții din bazar, m-am întors acasă iar. Ia uite lume, sunt cineva, am fost în Turcia. N-am de ce geamanta pline, am doar unul, uite aici, cheie înăuntru ghici. Surpriză mare, ceva mai rar, adusă din bazar. E bine, bine, e foarte bine. El în persoană e Mustafa și-o să deschide un shop cu mine, da, cu whisky și halva. E bine, bine să se găsească și-o brutărie alăturea, cu pâine de-aia tot românească, dar jur că-i din Turcia. Fiindcă scrie la Coran un proverb dâmbovițean, fie pâinea cât de rea, tot ai un sutar pe ea. Cine a spus turcul plateste, nu i-a cunoscut pe români. La, la,